seara, bine ați venit la prima proiecție din România a filmului care ne-a reprezentat anul acesta în selecția Festivalului de Film de la Cannes, Loverboy, în regia lui Cătălin Mitulescu. O să vă spun ceva în plus, decât poate vizionare plăcută. Le mulțumim mult pentru filmul lor și pentru faptul că au reprezentat România la Cannes. Aș spune că am încercat să păstrăm oarecum chimia, să-i spunem, care s-a creat între noi la primul film împreună. A fost ca atunci când, sau este ca atunci când ai un prieten și ai și o problemă și el vine să te ajute. Așa a fost relația mea cu Ana. Și primul film și al doilea film în care ai jucat a fost rolul de bad boy. Mi s-a părut că în orice lucru bun există un lucru rău și așa mai departe. A fost interesant. Ok, frumos, mi-a plăcut. Foarte bun. Mă rugam la final să nu se termine acest moment și chiar atunci s-a terminat. Finalul a fost neașteptat, adică s-a tăiat așa, pac.